O femeie din municipiul Ungheni a fost înjunghiată marțiara de către concubinul său. Acesta ar fi bătut-o cu bestialitate, iar ulterior i-ar fi înfipt un cuțit în abdomen. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni, Cristina Vicol, bărbatul a venit acasă beat, iar între cei doi s-ar fi iscat un conflict care a generat în bătaie. Oamenii legii au fost sesizați de către victimă, care a fost transportată la Spitalul Raional Ungheni pentru îngrijiri. Ulterior aceasta a fost externată. Totodată, bărbatul a fost reținut și internat în secția de psihonarcologia spitalului. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 3 ani de închisoare.